Vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, va sta încă 20 de zile în arest la domiciliu. Magistrații judecătoriei Ciocan au prelungit astăzi măsura preventivă de la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocan. Nadia Mihuță ne oferă detalii. Nadia, bună seara, te ascultă. Bună seara, Vadim, bună seara, doamnelor și domnilor. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații judecătoriei Chișinău, sediu Ciocana. Măsura preventivă de prelungire a arestului la domiciliu a fost solicitată de procurorul anticorupție, care susține că Marina Tauber trebuie să rămână în arest la domiciliu, deoarece există pericolul ca aceasta să influențeze mersul anchetei. Mai mult, potrivit acuzatorului, astăzi au fost prezentate probe noi care demonstrează acest lucru. De cealaltă parte, Marina Tauber respinge acuzațiile procurorului, iar avocații acesteia au anunțat că vor contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău. Mai mult, aceștia susțin că Marina Tauber trebuie să fie în libertate ca să-și îndeplinească mandatul de deputat. În timp ce magistrații judecătoriei Chișinău, sediu Ciocana, decideau unde să-și petreacă următoarele zile deputata, în fața judecătoriei s-au adunat mai mulți simpatizanți ai partidului politic Șor, care au scandat mesaje în susținerea Marinei Tauber. Amintim că aceasta a fost reținută pe 1 mai pe aeroportul internațional Chișinău, înainte de a pleca spre Tel Aviv. A doua zi, la solicitarea procurorilor anticorupție, magistrații judecătoriei au decis să o plaseze în arest la domiciliu pentru 20 de zile. Potrivit acuzatorilor, Marina Tauber ar fi încălcat restricțiile impuse de instanța de judecată. Mai exact, aceasta ar fi luat legătura și ar fi dat indicații învinuiților în dosarul privind organizarea protestelor ilegale. Țin să menționez că Marina Tauber este învinuită în două dosare penale. Este vorba de acceptarea finanțării partidului Șor de un grup criminal organizat și falsificarea raportului de gestiune financiară a formațiunii politice. Cam atât deocamdată. La revedere!